Iubiți frați și surori, haideți să cântăm spre slava Domnului o cântare, după care dorim ca să deschidem Bibliile la Evanghelia după Luca, capitolul 24, începând de la versetul 46, asta va fi prima citire și a doua citire, va fi din Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 26. E foame, întuneric, război. Rămâne un glas care strigă în pustie: pregătiți calea Domnului Sfânt. El vine iar peste nori pășin, trâmbițe vestesc, un soare strălucin. Să-L slăvim, ia-L îndurărian din Sion. El ne-a mântuit. El vine iar peste nori pășin, cu toții trâmbițe vestesc, un soare strălucin. Să-L slăvim, ia-L îndurărian din Sion. El ne-a mântuit. Sunt zilele lui Ezechiel, când oasele prin viață iar. Sunt zilele în care ca David psalmistul un templu de laudă zidim. Sunt zilele de seceriș sfânt, sunt holdele coapte pe câmp. Suntem lucrătorii din via Ta, Doamne, cuvântul divin proclamând. El vine iar peste nori pășin, trâmbițe vestesc, un soare strălucin. Să-L slăvim, ia-L îndurărian din Sion. El ne-a mântuit. El vine iar peste nori pășin, trâmbițe vestesc, un soare strălucin. Să-L slăvim, ia-L îndurărian din Sion. El ne-a mântuit. Să lăudăm pe Domnul cu toți, căci nimeni nu este ca El. Nimeni nu este ca Tine, nimeni nu este ca Tine, nimeni nu este cu toții. Nimeni nu este ca Tine, 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 nimeni nu este ca Tine. El vine iar peste nori pășin, trâmbițe vestesc, un soare strălucin. Să-L slăvim, ia-L îndurărian din Sion. El ne-a mântuit. El vine iar peste nori pășin, trâmbițe vestesc, un soare strălucin. Să-L slăvim, ia-L îndurărian din Sion. El ne-a mântuit. Amin. Am vrea să deschidem Biblia la Evanghelia după Luca, capitolul 24. Prima citire o voi citi eu, începând de la versetul 46 la 49 inclusiv. A doua citire o va citi o fratele Vasile, în Faptele Apostolilor, din capitolul 8, de la versetul 26 până la 40. Am vrea să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, iubiți frați și surori. Dacă aveți Biblie la dumneavoastră, vă rog să mă urmăriți. Evanghelia după Luca, capitolul 24, de la versetul 46. Și le-a zis:
așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu puterea de sus. Amin. A doua citire se află în Faptele Apostolilor, capitolul 8, de la versetul 26 la versetul 40, pagina în Biblie, 1065. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, a venit la Ierusalim să se închine. Se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul i-a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acela. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul. S-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea, și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Frații, surori, ne găsim aici în prezența lui Dumnezeu și vrem să ne închinăm înaintea Domnului. Cuvântul acesta din această seară ne vorbește despre întoarcerea unui om mare la Dumnezeu. Și vreau să vă spun că niciun om nu este prea mare sau prea mic înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să nu-l atingă. Cuvântul lui Dumnezeu vorbea despre un drum pustiu. Și vreau să vă spun că drumurile fără Dumnezeu sunt pustii, sunt goale. Și viața noastră fără Dumnezeu este nimic. Atunci când venim în prezența lui Dumnezeu, atunci când ne apropiem de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel ce ne cercetează și ne binecuvintează. În Cartea Judecătorilor, cuvântul lui Dumnezeu vorbește prin gura Deborei și spune: drumurile erau pustii până când m-am ridicat eu în Israel. Și la prima vedere am crede că femeia aceasta este o femeie care se laudă. Nu, nu, nici de cum, frați și surori. Cu adevărat, drumurile noastre fără Dumnezeu sunt pustii. Și drumurile tuturor oamenilor fără Dumnezeu, atunci când se închină idolilor, atunci când își fac de capul lor, atunci când se duc pe drumurile lor, drumurile oamenilor sunt pustii. Dar fie ca Dumnezeu să ne ridice pe toți. Să fim oameni care să slujim pe Dumnezeu și să facem voia lui Dumnezeu. Și aș dori să venim înaintea lui Dumnezeu și să rugăm: Doamne Dumnezeule, binecuvântă-ne! Dacă drumurile noastre au fost pustii, te rog, umple-le cu Tine, Doamne, cu prezența Ta. Și fie ca prezența lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu să atingă orice inimă și orice suflet. Vreau să vă spun că suntem în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu. Poate veți spune: well, e un loc ca și oricare de rugăciune. Vreau să vă spun că nu este adevărat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre Iacov, că a plecat de la părinții lui să ajungă în Mesopotamia.
pe drum l-a apucat noaptea și spune cuvântul lui Dumnezeu că soarele a pus peste viața lui. Și-a pus o piatră la căpătâi și a dormit. Și-a visat acel vis minunat în care era o scară de la pământ la cer. Și îngerii lui Dumnezeu se coborau și se urcau cu mesaje de la Dumnezeu. S-a trezit în plină noapte, în pustiul acela, în întunericul acela și a zis: cât de înfricoșat este locul acesta. Și eu n-am știut, aici e casa lui Dumnezeu, aici e poarta cerurilor. În prezența lui Dumnezeu este casa lui Dumnezeu, este poarta cerurilor. Să ne rugăm în această seară: Doamne, deschide poarta cerurilor. Prezintă-te și în locul acesta cu mesaje dumnezeiești, cu prezența ta, Doamne. Dacă cineva are poveri, ne rugăm în această seară, Domnul să le ridice, amin. Domnul să le ia, Domnul să dăruiască pace, Domnul să dăruiască liniște și Dumnezeu să ne facă în prezența Lui binecuvântați pe toți. Ne rugăm Domnului și Domnul să ne cerceteze. Amin. Amin. Frați și surori, vrem să cântăm o cântare care toți o cunoaștem. Și cântarea aceasta este: dragostea e cea mai mare dintre daruri pe pământ. 484. Și să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne pătrundă în inimile noastre, în gândurile noastre, în ființa noastră. Și așa cum cântăm, să și trăim. Și spune ca Domnul să ne ajute. Amin? Amin, frați și surori? 484, right? Dragostea nu grăbim cântarea asta, ci lăsăm să lucreze noi cu adevărul lui Dumnezeu.
să ocupăm locurile. Dorim să ascultăm grupul să laude pe Domnul cu o cântare. După ce grupul va slăvi pe Domnul, dorim ca sora Irina să laude pe Domnul cu o cântare la pian, iar apoi vom continua. De seară suntem mai mulți aici care nu vorbim românește, deci avem câteva cântări care va fi în engleză, dar să le cântăm cu toții. Aceasta e o cântare despre natura Dumnezeului și că noi suntem chiar oameni, dar pentru noi a murit fără să merităm. Thank you.
și surori, este un har de la Domnul ca într-o seară începând și mergem spre noapte să fim într-o casă de rugăciune. Mi-aduc de aminte de evangelizarea care am făcut parte în Malezia. Acolo era diferit. Atâtea grupe erau de frați și de surori că când gătau serviciu, unii veneau ceilalți și mergea 24 de ore. Și noaptea și ziua, într-una, într-una se rugau și așa era serviciul lor. Lucrau noaptea, veneau ziua. Lucrau ziua, veneau noaptea. Și noi aici suntem în seara aceasta mai liberă și tot venim în cășile de rugăciune un har de la Domnul și spune ca Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să facem parte, spunea Apostolul Pavel, cu orice chip să fac parte de prima înviere. Domnul să ne ajute la aceasta. Seara aceasta avem un botez în apă, avem frați de la Sacramento care ne vizitează, de la Biserica Betel, avem frați care sunt din România, din Arad, sunt frați care sunt împreună cu noi la închinare, avem pe fratele Relu care ne vizitează, fratele Albu, avem pe fratele Govin, care a fost cu noi 2 săptămâni aici, unii dintre dumneavoastră din biserică știți, alții ați auzit despre el, el este un misionar, așa aș putea să spune, e un apostol al veacului 20-21, Dumnezeu s-a folosit de el în India și a întors peste 600.000 de oameni la pocăință. Este cu noi în seara aceasta, Domnul să-l binecuvinteze, va servi și el din cuvântul Domnului ca ceilalți frați și ne vom bucura în seara aceasta. Domnul să ne ajute să fie aici o turmă și un Doamne, fă ca păstorul cel mai mare să fie Iisus Hristos. Am vrea acum să intrăm în slujire și am vrea să ascultăm pe candidata Erica să laude pe Domnul cu o cântare. Frații Filip vor lăuda pe Domnul cu o cântare, iar apoi vom asculta pe Daniel Dinescu din Arad să slăvească pe Domnul cu grupa lui și apoi vom continua. În timp ce frații Dinescu vor lăuda pe Domnul, vom onora pe Domnul cu darurile noastre pentru lucrarea Domnului din casă de rugăciune, pentru lucrările care se fac. Avem pe fratele Alb în mijlocul nostru, avem pe fratele Govin, avem atâția frați care vrem să-i binecuvântăm în seara aceasta și spune ca Domnul să ne ajute și să fim slujitori împreună cu El și ce facem știm că Dumnezeu va avea grijă de noi. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Light of the world. Thank you.
cei copii, El cu drag privește și în mijlocul laudelor noastre El va veni. Domnul în cerul domnește, pe tron e așezat, plin de mărire și-n slavă e îmbrăcat. Noi toți cu sfinte podoabe stăm în prezența ta și-n timp ce vom cânta slava lui vom vedea. Cu toții! Căci Domnul-i bun, El în veci iubește, îndurarea Lui nu se va sfârși. Spre Săi copii, El cu drag privește și în mijlocul laudelor noastre El va. Căci Domnul-i bun, El în veci iubește, îndurarea Lui nu se va sfârși. Spre Săi copii, El cu drag privește în mijlocul laudelor noastre El va veni. Căci Domnul-i bun, El în veci iubește, îndurarea Lui nu se va sfârși. Spre Săi copii, El cu drag privește și în mijlocul laudelor noastre va. Căci Domnul-i bun, El în veci iubește, îndurarea Lui nu se va sfârși. Spre Săi copii, El cu drag privește și în mijlocul laudelor noastre El va veni. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Aș dori în primul rând să zic ca Domnul Iisus Hristos să vă binecuvânteze pe fiecare. Mulțumim Domnului pentru această zi binecuvântată. Mă numesc Dinescu Daniel, suntem de România, Arad, și ne bucurăm să se de bună cu dumneavoastră. Pentru că spune cuvântul Domnului, ce dulce și plăcut este să locuiască frații împreună. Aș dori că în această seară, în locul acesta, nici lume să nu fie înălțat decât numele Lui Iisus Hristos. Amin? Am dorit să ne deschidem inimile, să vedem din toată inima. Când Domnul...
bucuria noastră să mergem pe genunchi și să lăudăm pe El. Amin? Mergem pe genunchi și ne rugăm, Doamne, întărește-ne!